Bună seara, good evening, guten Abend, eu estit, te avem bachtale. Am început cu acest moment foarte energic, cu taraful de caliu. De fapt, această energie cu totul și cu totul specială a fost ceea ce m-a frapat de la bun început atunci când am ajuns eu pentru prima dată la Astra Film Festival, care împlinește 29 de ediții. Sentimentul de emoție nu s-a schimbat aproape deloc în acești 29 de ani, însă mi s-a schimbat culoarea părului. Astra Film Festival prezintă povești ale unor comunități reale privite din perspective sensibile. Iată, de exemplu, fabuloasa comunitate a unor rom cortorari din Transilvania, studiată cu ochii preciși ai antropologului. Cătălina Tesar, autorul filmului, a venit la Sibiu, la acest festival, acum 20 de ani, împreună cu ceilalți colegi, studenți de la antropologie, cu profesorul lor, regretatul Vintilă Mihailescu, prietenul și susținătorul festivalului. Wow, a fost o surpriză, nu mă așteptam să fie sala plină și nu mă așteptam ca oamenii să rămână la Q&A-ul de după film. Am simțit cum oamenii trăiesc alături de personaje, cumva. Și eu și Cătălina suntem niște persoane temperamentale care ne-am completat foarte bine. Eu eram cu cadrul general, adică chestia aia care face toate acele jaloane să fie vii, să fie inteligibile. Denis a spus că s-ar putea să iasă un film. Am luat-o un râs, nu, ca glumă am luat-o. Face parte din viața noastră, că sunt trăirile noastre, problemele noastre, familie și da. Este o lecție de istorie live pe care o puteți vedea în sălile de cinematograf. E emoție pură. Asta face, cred, Astra Film Fest esențial. Arată câte lumi paralele coexistă pe pământ și ne învață să încercăm cel puțin să construim poduri între ele. Vă chem așadar, dragii mei, la Sibiu, la Astra Film Festival.